Civilizat, Peter Harley este original din Irlanda, dar se consideră maramureșan ținut care l-a vrăjit în urmă cu ceva ani și pentru a cărei identitate culturală este dispus să facă orice, chiar să străbată în lung și în lat țara cu traista maramureșană atârnată de gât. Stați într-un moment, un fel de răscruce pentru cultura voastră și pentru țara voastră. Indiferent dacă îi vorbim despre Maramureș sau de Vâlcea, sau de orice altă localitate sau județ în România, fiecare județ în România este ca o piesă pe o tablă de șac. Are atribuțiile și frumusețile lui, dar toți fac parte dintr-o întregime. După câțiva ani de drumuri și discuții peste tot, a început să sedimenteze informația și să o privească într-o formă simplificată ca un țăran român. Zilele astea, când am căutat cu voi, aici în Vâlcea, am vizitat mănăstirile, mai ales mănăstirile. Am simțit ceva viu, un foc viu, un foc care arde. Acest foc viu îți dă căldură autentică. Nu știu dacă unul dintre noi ar fi reușit să spună atât de bine sau să surprindă atât de bine România profundă, precum ați făcut-o dumneavoastră în focul viu. Lucru pe care ar trebui să învățăm. Să învățăm să acceptăm, să apreciem pe cei care ne apreciază și mai ales să înțelegem că lucrurile acestea de care unii fug, alții se apropie foarte mult. Peter Harley este stabilit în România de mai bine de 20 de ani, timp în care a încercat prin toate mijloacele și cu resurse proprii să promoveze cultura autentică românească.